Salutare, salutare și bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul E-Română. În cadrul videoclipului de astăzi vom rezolva simularea din județul Ilfov și sper că jovialul meu, Animăluț, îmi va permite să realizez acest videoclip fără să avem sunete de mieunat în cadru. Da. Rezolvarea din județul Ilfov, așadar. Nu uitați că toată materia pentru evaluarea națională o găsiți în ghidul pentru evaluarea națională, aflat în linkul din descriere. Nu o să mai citesc cele două texte. O să inserez tot în descriere un link către subiect. Recomand să citiți cu atenție cerințele, să încercați să rezolvați, apoi să vizionați acest videoclip. Așadar, începem cu prima cerință, o cerință ușoară de încălzire, două cuvinte din câmpul lexical al obiectelor de mobilier și trebuie să ne raportăm la textul 1. Câmp lexical, cuvinte care să aibă legătură cu cuvântul de bază, deci cuvinte care să trimite înspre mobilier. Avem aici lampă, masă, scaune. La 2, animalele de companie contribuie la A. Sănătatea familiei, condiția fizică a stăpânilor, învățarea copiilor, terapia copiilor. Da, este simplu, avem aici fragmentul. Pe lângă beneficiile emoționale și sociale, animalele de companie contribuie și la dezvoltarea cognitivă și la învățarea copiilor. Deci varianta corectă este ce? Învățarea copiilor. Părinții așteaptă ca interacțiunea cu un animal de companie să regleze emoțiile copiilor, să devină mijlocul principal de relaxare, să împartă energia pozitivă cu cei mici, să încurajeze activitatea fizică a membrilor familiei. Răspunsul corect este A. Să regleze emoțiile copiilor. La 4. Olguța laudă pe cățel pentru că a mâncat toată friptura, a înghețit o muscă, a făcut-o pe Mona să râdă, a făcut o piruetă reușită. A înghețit o muscă. Este partea amuzantă și cățelul primește laude. Familia avea un singur cățel. Este fals, erau foarte mulți căței strânși acolo în jurul mesei. O pisică a mieunat în timp ce Dănuț mânca. Nu, ne mânca Dănuț. Deci este fals aici. Patapum se oprește lângă scaunul Olguței. Este adevărat. Relația copiilor cu animalele de companie este un aspect rar neglijat, aici este fals. Îngrijirea unui animal este rutină, este adevărat. Copiii care au animale de companie nu se înțeleg bine cu străinii. Din nou, este fals. Precizează în 2-3 enunțuri tiparul textual identificat în fragmentul îngroșat din primul text. Iată, ne întoarcem la o cerință clasică, da? O cerință cu care nu ne-am întâlnit în varianta oficială. Dar nu este o cerință dificilă, da? Tipare textuală, tipar textual descriptiv, tipar textual narrativ. Aici avem, desigur, tipar textual narrativ, da? Și câteva elemente descriptive, da? Putem vorbi fie de narațiune, da? Prezența evenimentelor în acest fragment sau prezența descrierii, da? Pentru că este descris cât de cât Ali, pointerul lăptos, roșcat și jovial. Iar la 7, dragilor, trebuie să prezentăm un element de conținut comun, desigur, prezența animalelor. În primul text observăm o cină, da? În care sunt prezente mai multe animale și animalele aduc bucurie în viața familiei, iar în textul non-literar, în textul informativ, în textul numărul 2, întâlnim efectele petrecerii timpului cu un animal. Da, întâlnim o prezentare științifică. Și putem ușor dezvolta. Nu este nimic complicat. Crezi că este benefică prezența unui animal de companie în familie care au copii? Da. Și ne putem raporta la textul 2, care este unul științific și care aduce argumente
în consolidarea ideii respective. Iar la nouă putem asocia, aici putem relația om-animal sau familia, la putem asocia cu Dumbrava Minunată, putem asocia cu povestea lui Harapal, nu este nimic complicat. Diftong, după cum spuneam, vocală, semivocală, semivocală în aceeași silabă. Și avem clipea și jovial. Piciorul foame, oaspeții picioarele tremurau insinuând. Aici, cum vă recomand să identificați diftongul, luați frumos ciorna și despărțiți în silabe. Dacă aveți și grupuri de sunete, da, ceci, gegi, ghegi, atunci transcrie și fonetic. Pentru că diftongul, triftongul, hiatus sunt figuri de sunet. Identificăm diftongul și triftongul după cum se aude cuvântul, nu după cum se scrie. Cli, pea, ta, jo, vi, al. Aici avem hiat la jovial. Piciorul și foame. Aici unii ar fi tentați să afirme că B este varianta corectă. Nu este corect. De ce? Pentru că dacă transcriem fonetic, observăm că I este doar literă și intră în componența grupului de sunet C, piciorul. Da? Aici nu avem diftong. Oaspeții, da, despărțim în silabe oaspeții, da? Oa, clar, diftong. Picioarele, aici se schimbă puțin situația, I-ul dispare ca sunet și rămân literele Oa. Atunci avem semivocală O, A vocală întotdeauna și întâlnim, iată, diftongul. Varianta corectă este C. La doi, doar cuvinte derivate în serie, aici putem ușor prin eliminare. Ce înseamnă cuvânt derivat? Pornind de la un cuvânt de bază, adăugăm fie prefix, fie sufix sau prefix-sufix și avem derivare parasintetică și formăm cuvânt nou, șervetul pieptos. De ce șervetul nu este derivat? Pentru că este articulat, nu obținem cuvânt nou. Da? Cuvântul este șervet, șervetul l-am articulat hotărât în nominativ acuzativ. Răsfrântă și pisică. Pisică este așa cum este ea, da? Așa e? Pisică, stai acolo cu minte. Pisică. Părinților și întuneric, da? Părinților, din nou, articulat hotărât în genitiv dativ. Castanie de la castană și de la strâmba strâmbătură. Varianta corectă este D. Sensul secvenței subliniate în fragmentul comandă olguța, nemai ținând seamă de nimic, este a fi încăpățânat, a scăpat de cearta cuiva, a ignora regulile, a da înapoi, nu mai ții seamă de nimic, înseamnă că ignori regulile. Cuvântul folosit cu sens figurat în enunțul patapum, făcu o piruetă și înflori sluj. Cu jumătate din friptura olguței. Înflori, adică se bucură, dar este sens figurat. Da, înflori este varianta corectă. Trebuie să identificăm trei substantive comune aflate în cazuri diferite. Avem așa, părinții s-au străduit. Cine s-au străduit părinții? Ăsta clar e subiect și în cazul nominativ. Să le ofere cui copiilor? Da, să le ofere, ăsta e complement indirect și îi dativ. Cele mai bune oportunități de creștere și dezvoltare. Ce fel de oportunități? Care oportunități de creștere și dezvoltare? Creștere este în cazul acuzativ. La șase, alcătuiește un anunț în care verbul a îngriji să fie la modul imperativ. Este important aici să știi cum se formează imperativul cu nu plus formă de infinitiv. Nu îngriji câinele. Și renunț asertiv, adică cu punct, o constatare în care substantivul comun animal să fie complement direct. Da? Complementul direct arată că acțiunea se răsfrânge în mod direct asupra obiectului. Și desigur determină un verb. Văd animalul, îngrijesc animalul, dau de mâncare. Văd animalul, îngrijesc animalul. Da? Ce fac? Îngrijesc animalul. Ce văd? Animalul. Aici trebuie să precizăm raportul sintactic, da? Trebuie să știm unde ne oprim și care este treaba cu fraza.
Și avem așa, aceste abilități sunt transferabile în alte domenii ale vieții și contribuie la creșterea cognitivă globală. Mai și pe acest și, care este conjuncție copulativă, știm că avem raport de coordonare, practic avem două principale. Iar la 8 trebuie să scriem corect în greșelile și avem animalele de companie cu M, au de regulă aceeași cu 2E, influența asupra ta, te răsplătesc, aici nu este acordul bine făcut, te răsplătesc atunci când le mângâi sau când le hrănești cu mâncare. Așa. Sau aici legat și când le hrănești fără cu mâncare, pentru că este pleonasm, da? Nu poți să le hrănești cu altceva, doar cu mâncare poți să le hrănești. Iar la subiectul al doilea trebuie să redactăm un jurnal, o pagină de jurnal în care să prezentăm momentul în care am primit un animal de companie. Atenție, trebuie să includem o secvență descriptivă, adică să descriem detaliat în minimum 30 de cuvinte și o secvență narrativă, adică să se întâmple ceva, adică animalul respectiv să facă ceva, da? Să roadă cablu de la internet, de pildă, să se bage în cadru când vrei să filmezi. Așa este, să nu te lase să filmezi. Așa este. Nu uitați pe TikTok, Sisi, The Princess, Sisi, da? S-S-I-Y, pe TikTok și vedeți năzbâtile acestui minunat patruped. Hai, fă-le cu mâna. Oricum nu o să se uite nimeni la final. Dacă cineva vede finalul, nu uitați să scrieți în comentarii final Sisi. Da?